Salve, dudes, și bine ați venit la un nou episod de Farming Simulator 19 pe Barbă Neagră. Suntem pe Italia, bineînțeles. Și fraților, înainte să începem, vreau să vă reamintesc de sponsorul acestui canal și anume eneba.com. Dacă vrei jocuri foarte ieftine și bune, foarte, foarte bune, ei bine, linkul la eneba.com este în descriere și de asemenea cu codul BARBĂ obții o reducere de 3%. Este substanțial, am și un exemplu acum pe ecran în care poți economisi aproximativ 1 euro și ceva. Fix cât este un energizant sau apă plată dacă ești ca mine și ești aici la muncile câmpului și nu ai energizantul la tine. Așa că, fraților, eneba.com, jocuri ieftine și bune. Și noi hai să ne apucăm de treabă aici. Am un soare terminal în momentul de față pe aici, așa că am zis să fiu echipat corespunzător și aferent și vom merge să fertilizăm pentru că mai am un picuț, mai am câteva dâre pe aici, pe unul mai avem pe mijloc. Între 5 și 4 un picuț, un pic pe 3, un pic pe 4, un pic pe 5, știi? Pentru că eu atunci cu avionul, na, e greuțel să-ți dai seama cu avionul cam pe unde trebuie să dai cu fertilizatorul. Așa că m-am încat în cur pe mine să încerc avionul și acum, uite, trebuie să refac niște zone de-astea, știi? Nici nu prea îmi dau seama, încerc din aer de aici să văd cam pe unde ar trebui să mă duc. Ok, hai că din câte văd sunt cât de cât bine încadrat. O să merg în față să vedem dacă funcționează așa. Habar n-am. Vom vedea, vom vedea. Uite, vine trenul pe aici. Miau. Ia să vedem acum. Ok, hai că am luat-o bine. Trebuie să mă întorc cam pe marginea pailor ăstora. Pailele vor veni integrate în pământ. Pentru că voi semăna peste ele, nu voi ține cont de ele, sunt foarte, foarte puține. Și de asemenea, în acest episod, o să ne cumpărăm și o mașină pentru transport de pe aici pe colo. Cred că pe aici e, să vedem. Mă, se pare că am luat-o foarte bine. Mai am așa o pală de asta mică, o să măresc viteza de lucru. Ok, și am... Zic eu, rezolvat-o! Bun, voi mai merge un picuț în față. Cât simt eu că unul este terminat. Și cred că cam atâta o să-i fie îndejuns. Bun, hai să strângem brațele. Și o să merg pe aici, o să trec calea ferată. Și da, am văzut că trenul tocmai ce a trecut, așa că nu mă mai prinde. Deci sunt super mega băbines, nu sunt în risc. Și acum să vedem că am niște pete pe aici, să vedem dacă mă descurc cu harta, dacă pot să le acopăr. Și acum facem o maximă stânga. Ok. Ok. Era cât pe ce să mă răstor, dar a mers. Ok, hai să deschidem din nou brațele. Și aici ar trebui să vedem mai bine petele. Cum spuneam, aici se văd mult mai bine pentru că pământul aici este mai închis. Și dăm un B. Ok. Hai că pe asta o facem mult mai repede. Mă îngrijoram, sincer, dar acum văd că o facem mult, mult mai repede. Așa, mai am ceva în capăt? Da, se pare că avem și în capăt și pe stânga. Well, asta este. Fertilizator se pare că avem. Ok, nice. Apropo, în episodul de astăzi, de asemenea, trebuie să și dăm cu lime. Deci, încă o muncă agricolă înainte să semănăm. Încă nu suntem pregătiți pentru semănat. Și încă trebuie să pregătesc terenurile. Și la cât de mici sunt ele, trebuie neapărat să le... rezolv cu totul pentru a avea producție maximă, că altfel nu prea se merită. Sunt foarte mici și cantitatea pe care o recoltez nu este deloc, bă, da, deloc multă. Bun, oprim aici să facem un pic de economie și băgăm aici, mamă, iar au început broaștele alea ce mă deranjează de fiecare dată când vin pe aici. Mamă, o răcă e broaștele alea, dar n-ai văzut acolo. Curios, mă, sperăm și o să fie genul un fel de lăcușor ceva, fel de mică băltoacă. Așa cumva parcă mai are sens să auzi broscuțe. Bun, se pare că am rezolvat-o. Mai avem aici în capăt una mică. Și după aia o să mă duc pe aici. Am câteva pete pe partea asta. Am și pasta colea. Putem să venim să facem direct pata asta. Ia uite, fii atent. Ați! A? Tare? Sau ce? Și o facem și pasta. Asta este, cred că, pentru o hartă mică, asta cred că e cel mai bun sprayer ever. Este și mic, încape, bă, destul de mult în el am văzut, adică te ajută să faci câteva terenuri, nu doar unul. Și are și viteză, deci genial. Mi-ar fi plăcut, bine, e foarte mic, na, exagerez și eu, dar mi-ar fi plăcut o direcție față-spate. Eu sunt foarte mare fan direcție față-spate și da, ar fi fost fain să aibă foarte multe sprayeruri de-astea, precum Hardy.
precum Stara, au direcție față-spată, dar totuși alea sunt niște sprayere cam de 3-4 ori mai mari decât ăsta. Minusculul ăsta și se pare super cute ăsta. Arată ca un horș. Dar numai din lateral, așa, din față zici că e un forșrit de la vechi. Cam așa arată. Și plus de alta, vizibilitatea de la volan e excelentă. Dacă joci cu volanul, genial. Bun, aici se pare că am o pată ceva mai măricică, trebuie să o rezolv pe asta. Și uite ce frumos le-am curățat, ai văzut? Ponice sau ce? Hai să acoperim și zona asta. Apropo, pentru cine nu știe și s-a trezit târziu astăzi și nu a văzut știrile, ei bine, Farming Simulator 22, care ia locul la 21, pentru că nu se mai numește FS 21, se va numi FS 22, tocmai ce a fost anunțat și va ieși în toamna anului ăstuia. Așa că dacă vrei să vezi mai multe detalii și informații despre treaba asta, verifică canalul meu, pentru că am postat un clip cu toate informațiile pe care le știm până acum, oficial, de la Giants. Așa că, de asemenea, l-am pus și în descriere și o să-l vezi și la sfârșitul acestui clip pe ecran. O să-l vezi acolo, dacă vrei să te uiți la el, să vezi, e bine, cu ce se va mânca FS22, să vezi niște poze și, de asemenea, un mic, foarte mic, bă, da, foarte mic trailer. Foarte mic. Nici nu m-aș uita la el la cât de mic e. E prea mic, pur și simplu, e prea mic. Dar urmează să mai obținem niște informații pe parcurs. Să obținem, să primim de la ei. Când decid ăștia de la Giant să ne dea și noi informații, atunci practic le și obținem, știi? Bun, ia să vedem aici, sunt pe mijloc, trebuie să mă mai întorc un pic să mai fac și pala asta. Uite, vezi, aici mie e greu. Aha, hai că am văzut. Vezi, aici nu e prea bine reprezentată dimensiunea. Am impresia că e foarte subțire zona în care eu trebuie să fertilizez, dar de fapt nu e chiar atât de subțire. Vezi, e un pic mai grosuț, ia uite. Pe aici depășește lățimea sprayerului meu și aici arată cum e foarte mică. Sau cine are dreptate în cazul ăsta? Da, eu trebuie să mă duc pe mine. Păi zona asta nefăcută de pe 5 e mult mai mare. Ea la e foarte mare. În episodul trecut am încercat, cel puțin, să fertilizez cu avionul și am reușit în proporție de 95%. Astea sunt petele care mi-au mai rămas unde nu prea mai putut fertiliza cu avionul. Dar, într-adevăr, îți trebuie niște abilități de zburat foarte, foarte mari. Trebuie să fii pilot născut să fertilizezi cu avionul. E ceva așa mai mult distractiv decât practic, știi? Bun, hai să dăm aici cu spatele un picuț ca să fac întoarcerea asta. Bă, sincer să fiu cu voi. Faptul că pe marginea terenului ăstuia, de exemplu, am gardă la prin care eu nu pot trece, mă cam supără un pic așa. Mi-mi plac foarte mult hărțile care au gard prin care nu poți să treci. Cum ar fi, de exemplu, harta Alpine și Erlengrad-ul, mai exact. Și prin gardurile hărții astea poți să treci. Dar Italia, harta pe care noi jucăm acum, are garduri cu... nu știu exact care e termenul de cod, dar are gen... cum se numește, mă? Object Collider sau ceva de genul ăsta, mă rog. Ideea e că nu poți să treci prin acest gard și e puțin nasol, dar dacă te pricepi în Giants Editor, ei bine, poți să bași harta asta în Giants Editor și să scoți... coliziune! Și să scoți colliderul, poți să scoți coliziunea și astfel să poți să treci prin gardurile astea. Poate am să fac asta. Hai să vedem dacă putem să ascundem gardurile astea. Hide stud. Pași. Da. Nu cred. Cred că am făcut asta. Am ascuns gardul tot! Și pe partea cealaltă, nu, decât aici. Mamă, ce tare! Gata, fraților, și acum putem intra și noi pe peste tot. Nice, pe peste tot pe terenul ăsta și nu mai trebuie să mai trec prin gard. Tare sau ce? O, da, așa da. Tot terenul ăsta trebuie făcut. Fii atent, acum observ. Speram să fie doar porțiunea aia, dar nu. Tot terenul ăsta trebuie făcut. Păi, în situația asta, hai să facem două lucruri deodată. Și anume, avem terenul numărul 5. Ok. Course Generation, nu știu sigur dacă am 5-ul aici. Se pare că l-am. Ok. Nice. Și dăm la Headland. Dacă dau around, o să fac câteva degeaba. Ai, fuck it. Asta e, n-am ce să fac. Bun, îi dăm clockwise. Da, vreau clockwise. Generate field course. Bun, l-a generat, îi dăm back. Hai să dăm și un save înainte de treaba asta.
Așa că lucrez cu cursuri, uneori poți primi erori, așa că pentru a evita potențiale erori, fac treaba asta. Și o să-i dau de aici, de la început direct. First waypoint, zi. Așa tăti. Bun, perfectus. Merge doar cu 10? 15. Ok, bun, hai că și-am arit acum. Sper să nu se blocheze, sper din tot sufletul să nu se blocheze. E făcut totuși pe lățime de... nu mai știu ce lățime avea. Nu mai știu. Dar oricum, lățimea asta, așa că n-ar trebui să se împotmolească în niciun fel. Nu mai știu ce lățime avea asta. 9, 10, 15, nu mai știu. Ideea e că... Da, n-ar trebui să existe niciun fel de stres. Nu mi-e mie aici că nu mai am gard, dar problema întotdeauna pe terenul ăsta au fost acești copaci pe care nu pot să-i scot, din păcate. Am încercat, dar ăștia clar nu pot să-i scot. Și da, ăștia uneori îmi creează probleme. Acum, na, vom vedea. Uite, mai am aici un colț pe care trebuie să-l fac, dar după. Bun. Acum, hai să trecem la treabă și trebuie să mă duc cu Lamborghini-ul. Cred că mă voi duce de data asta ca să iau și eu un spreader. Îmi trebuie lime ca să lăimuiesc. Pentru asta apelăm la un spreader. Fertilizer Technology. Și avem aici mai multe cu care nu am mai lucrat până acum. Avem una de la John Deere foarte interesantă, are o lățime de 30 de metri, ceea ce este extraordinar de mare pentru un spreader, este wow de mare pentru un spreader și dă cu lime. Asta e genială, doar că pentru a o rula îmi trebuiesc minim 125 de cai putere, ceea ce eu nu prea am 125 de cai putere, deci nesimțirea asta pe care o vedeți în fața asta aruncă la 30 de metri, e like wow. După care mai avem câteva. Lizard ăsta Lancer 600 este prea mic. Pentru mine n-are nici măcar capacitate de o tonă lime. Trebuie să fac multe drumuri, nu mă încântă. Dar mai avem aici unul care aruncă la 36 de metri. Și avem așa. Ăsta nu suportă lime. Păi dar nici nu le-am în considerare. Avem aici altul. Stai așa. Pe ăsta l-am adăugat astăzi. Rauci. Nici n-am auzit de firma asta. 25.000 și dacă îl închiriez costă foarte puțin. Lățimea este de 18 metri, dar poate fi modificată. Working speed extension, dă mare, 3 tone capacitate, nu e rău, model 20.1 sau 50.1 și ce înseamnă, ce înseamnă asta, că nu înțeleg. Ok, dă din cap, dar nu știu ce înseamnă. Se pare că aici mi arată că lățimea de lucru este de 24 de metri. Ok, new PTO, the fuck is new PTO? Ce e asta PTO? Ah, ok, să atașăm. Vechi sau nou? Da, hai să luăm nou, puii mei. Working, uite mă că scrie 15 metri și de ce îmi scrie aici 24? Asta e eroare de afișaj. Colea îmi arată maximul posibil și bineînțeles vine de la minim, mai ales că e ajustabil. Ok, bine, am înțeles. 24 metri nu e atât de rău. 30 eram mai bine. Și stai puțin că înainte de chestia asta, eu vreau să văd câtă putere necesită. Foarte important pentru mine asta. Se pare că nu-mi zice. Înseamnă că ăsta e doar... Nu. Ăsta și împrăștie. Dar nu-mi zice. Uite, vezi, e un mod în care... care nu specifică puterea de lucru. O să presupun că nu e atât de mult. Nu știu. O tonă și jumătate. Ia să vedem de la viconul ăsta dacă putem... Nu, putem mări nimic. O 18 metri... Slăbuți. Dacă-l iau pe ăsta... Zic că dacă l-aș lua pe ăsta, mi-aș face toate problemele, știi? Mi le-aș rezolva, nu mi le-aș reface. Și ar fi, aș pune pe el Landiniu. Hai să-l închiriem. Și dacă îmi place, uite, pot să-i măresc capacitatea la 8. Dar nu, băgăm 6 deocamdată. Și working speed, băgăm 27 de km pe oră. Am un mod care îmi permite să măresc viteza de lucru. Și luăm pe ăsta, îl închiriez pentru 3500, lucrăm acum cu el. După care, dacă mă place mie, îi dăm bice și îl și cumpărăm. Se pare că merge și cu manure, deci e foarte mișto. Și de asemenea merge și cu fertilizator solid, lucru pe care eu nu pun chiar așa mare accent pentru că nu contează cine știe ce pentru mine. Work tool needs to be refilled. Well, shred. Nu a venit decât până acilea. Păi, în cazul ăsta facem așa, fii atent. Dăm fertilizer buy. El va porni și banii mei vor scădea cu rapiditate. Este foarte scump să fertilizezi cu fertilizator cumpărat în același timp. Like, foarte scump. Bun. Acum la magazin. Ia să vedem.
hați. Așa, bun. Acum, poate vă întrebați, bă, Mihaiță, dacă ce-l duci pe ăsta, nu aduci și dumneavoastră un tractor? Nu. Nu voi aduce un tractor, deoarece și pentru că plănuiesc să cumpăr o mașină, cum v-am zis și mai devreme, și dăm aici la Cars, am una pregătită. Apropo, s-a făcut update la acest buggy, dacă vreți să jucați cu el, este foarte miștocuț. L-am prezentat într-un review odată. Bun, dacă începem în dreapta aici, am un Fiat aici, nu știu de care e, abar n-am. E un Fiat destul de frumos, e interesant, are și cuplaj pe spate, are și geamuri de astea așa cu textură pe ele, frumos, e frumos el, da, e frumos el. Hai să vă arăt unul mai frumos, fii atent. Asta e așa mai de mafiot un pic, știi, dar dacă vă uitați la mine, nu prea am eu față de Fiatul ăsta. De ce Fiat am eu față? De Uno. Ăsta, dragilor, este Fiat Uno. Are și o discrepanță aici, pentru că, într-adevăr, frontal prezintă logo-ul vechi de la Fiat, dar la jante prezintă logo-ul nou de la Fiat. Deci e fix chiciul ăla chiciulesc, înțelegi? Are 110 cai putere, ceea ce e nat și tu șabi și prinde 120 de km pe oră. Destul de repede aș putea spune. Arată foarte frumos ca și mașină. Foarte veche. Dar ce mi-a plăcut foarte mult este că vine în aproximativ toate culorile posibile, așa că pot să fac țigăneala mea de portocaliu și îmi place foarte mult că vine cu negru aici la jante. Și apropo, dacă nu-ți plac jantele de fier, poți să iei de aluminiu. Poți să iei de-astea. A? Chiciulesc. Nu, eu o să păstrez autenticitatea Fiatului și o să iau jante de fier, după care o să dăm la design original sau, uite, de exemplu, pe acoperiș putem pune, să vadă lumea că lucrăm, da? Scări, avem roabă. Cât de tare e asta cu roaba, fraților? Cât de fucking tare e asta cu roaba? Ce mai putem să mai punem este o canapea. Random așa, o canapea. Ce vrei să pui, tată, pe Fiat? Tot. Hai părând așa, canapea, frigider, alea, un bidon cu ceva în spate, și cu pre-pressure cu alea, dacă ești mecanic, așa, sau cu portbagaj deasupra. Eu o să aleg portbagaj cu speranța că voi putea pune ceva pe el. Dacă pot să pun ceva pe portbagaj, ar fi genial. De asemenea, Fiatul ăsta mai vine și cu posibilitate de cuplaj, așa că în spate aici putem cupla remorci, cum am eu acum, știi, spreader-ul. La suspensie... Pentru prima dată în viața mea văd că suspensia este o opțiune. O să aleg da de data asta și suspensia mă costă 5.000. E ceva într-adevăr, suspensia mă costă un picuț într-adevăr. Base price e 6.500, deci suspensia mă costă aproape cât mașina. La wheel setup avem standard și customize pe ăstea le-am prezentat, așa și cam atâta. Astea sunt posibilitățile, evident că merg cu portocaliu și pe ăsta îl voi cumpăra pentru că plănuiesc să îl păstrez. Acum să sperăm că funcționează foarte bine. Avem aici texturi de înaltă calitate. Ia uitați-vă numai, un portocaliu lucios extraordinar cu SIDEF și cu sclipici care își schimbă culoarea, dar doar în timp, de la soare, nu și așa, dintr-un unghi diferit. Ok, are sunet de tractor. Ia uzi. Nice, ceasurile funcționează. Merg, ceasurile merg. Am lumină interioară. Ia uite. Tare? Sau ce? Avem și animații aici la schimbător. Un fov destul de mare, accelerație foarte, foarte mică. Avem animații pe volan. Și avem o direcție foarte responsivă. Ok, îmi place. Dăm frumos cu spatele, rapid. Asta înseamnă că o cuplează pe asta cum trebuie, se pare că da. Și îi dăm balanao. N-am mai văzut până acum o axă precum asta. O singură axă și cu patru roți mi se pare interesant, cel puțin. Și uite, poți să o lași jos și oscilează cumva. Și cred că așa îi permite să... ia forma terenului. Fii atent, hai să-i facem un test. Cam aici un teren ăsta foarte denivelat. A, tare sau ce? Dar v-a prins, nu? Fiat că suntem pe Italia și astea, nu? Adică atâta s-a putut. Hai să vedem dacă prezint aici. Ce a făcut, mă? S-a blocat. Fii atent că nu mai vrea aici. Fii atent că nu vrea să treacă. Bă, alo? Așa că s-a blocat ăsta. Aha, fii atent la roți. Fii atent numai la roți, ia uite. Vezi cum fac roțile? Zici că e mașină de teren. A? Și sus, rezervorul stă drept. Și roțile se mulează pe
teren. Bă, bă, alo, frumos, bă, frumos. Avem mare, mare spreader. Bun, tot în față. Adelante, vamonos, vamonos. Autel. Jap, de la volan. Totodată fac și testul. Avem aici, nu COVID, ci testul la mașină. Autel. Vreau să văd cât prinde. Are 120 în bord. Oh my god! Fac un pic de driftuială pentru că am o greutate foarte mare pe spate și Fiat-ul meu practic întărește... Cât să aibă ăsta? 800 de kilograme, cred că are. Nu cred că are nicio tonă asta. Oh, 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 se pare că am prins aici. Ok. Avem trenul. Hai că așteptăm. Na, are încă, ne mai urcăm și pe ce putem pe aici. Uite cum claxonează ăștia. Omul, stați un pic, mă, că trece omul ăla cu trenul. Ce Dumnezeu lui mare. Doamne, ferește, mă. Îi dăm adelante, îi dăm adelante. Bun, opa, o, o ia direcție singur, fii atent. Păi, dar eu sunt bine, mă, aici. Ia, și cu ăsta merg tot în drift, fii atent, fii atent că tot în drift merg și cu ăsta. Da, e bine, e bine, merge foarte bine acum. 78 cu remorcă, mă, aaa, vezi, o mică greșeală și m-am dus, asta a fost. Da, îmi place foarte mult spreader-ul, sper din tot sufletul să nu descoper vreo eroare sau ceva la el, pentru că așa este excelent. Îl găsiți și pe farmingsimulator.com, pe site-ul oficial, la moduri, deci este acceptat. Puteți să-i dați o geană. Ai și atată. Bă, dar mi se pare un pic, stai un pic, că eu lucrez cu niște shader-e pe aici. Așa. Și mi se pare mie că albul făcea prea alb și cumva spălăcea toată imaginea. Bun, stai un pic să aplicăm aici aliu hărțuleană. Și mai avem un picus până în față, dar terenul, ok, destul de drept. Așa că aș putea să-i dau tare și aici 5 km pe oră, măcar 100, dacă aș prinde cu ăsta în spate, ar fi totuși ceva de... No, de aplaudat. Numai să mă ducă pe mine direcția atât de mult. O, doamne. Ah, hai că mă duce. Bă, nu e rău. Nu, aici nu e rău. Opa, aici la dreapta ar trebui să fac. Scobor pe aici. Fac o nefăcută de asta, stai. Totodată vedem și spreader-ul cum se mulează pe teren. Fii atent. Fără probleme. Bă, mișto. Aș vrea să văd o mașină. Sau mai multe remorși. De ce nu? Care au sistemul ăsta, axul ăsta, așa. Cu patru roți. Foarte mișto. Bun, eu acum trebuie să mă duc în bază pentru a încărca cu lime. Asta e trebușoara mea în momentul ăsta. Trenul cred că a trecut, că pe el l-am așteptat. Bun, am sărit literalmente peste șinele de tren. Și acum mergem să încărcăm. Nu o să folosesc, bineînțeles, Fiat-ul pentru a da cu lime. O să folosesc Landini-ul pentru jobul ăsta. Dar cu Fiat-ul l-am transportat până aici. Bun, îi dăm un air, manure, lime sau fertilizer. Ce tare! Lime vreau, dar nu știu dacă se ne-a oprit sau nu. 5 tone. Hai să vedem că 5 tone mai ajung. Nu știu sigur. Uite, mi s-a umplut aici cu lime. O să pun și acoperitoarea. Și de asemenea decuprez. Vamonos cu Fiat-ul! Vamonos! Prea mișto adițiile astea ale mele. Foarte, foarte miștoace. Păi stau să-l parchez sus. Cred că las undeva pe aici. Îl dau cu spatele. Uite, pe aici îl băgăm într-o parcare. Ia uzi, bă, dar are un sunet. Deci fix, mă, bă, bă, fix real, știi? Pentru că cu cât e mai mică mașina și mai ieftină, cu atât găsești mașini de-astea cu toba modificată să sune ele, așa, cu motor mare, știi? Tip, întâi că ăsta n-are, are 800-900 de cilindrei, motor de... Cât aveam, Matiz? 800 și ceva, parcă, de cilindrei, nu? Sau mă înșel? 8-900, n-avea nici... nu era nici de 1. Așa, bun, acum, vamonos cu un Landini. Jap. Am aici asemănătoare pe care abia aștept să o încerc, pentru că nu am mai jucat cu ea până acum. Și este de o firmă necunoscută mie chiar. Uite pe ăsta, s-a murdărit fix pe bot aici. Ce oave. Și îi dăm... Lol, veneam să-l cuples pe spate eu, mă, că atâta pot. Ce vrei, dacă atâta se poate, atâta se poate. Așa tot. Aș putea să-i dau aici. Aș putea să-i dau cosplay-ul. De ce nu? Dar, înainte de asta, voi face o trecere prin mijloc, pentru că vreau să văd cum funcționează. Hai să vedem întâi. Click dreapta, ce face? Îmi arată că... Open front loader tool. Front loader? What the fuck? Nu știu, asta cred că e de la tractor. Deși eu am ăsta selectat. Mie nu-mi desface absolut nimic, nu înțeleg care face...
ce face cu click dreapta, habar n-am. Avem așa, turn on fertilizer pus la jos, nu putem, îi dăm on și împrăștia, avem animație babană și se pare că avem cai putere îndeajunși pentru a lucra. Ok, perfectos, nice. Îți dau un B aici și, ia să vedem, avem terenul 1 aici băgat. Parcă o să dau totuși un save, că din nou lucrăm cu course play, so putem avea surprize neplăcute. Fertilizer seeding, da, se numește fertilizarea asta, course generation, da, băgăm 1, băgăm round, 3 cred că sunt de ajuns, 24 de metri se pare că l-a luat corect, ok, l-a luat, perfect, it's nice, ce vrei mai mult, hai să ne întoarcem și să-i dăm startul, se pare că în partea asta, wow, ok, startul este ciudat, o să-i dau first waypoint. Și înainte să-i dăm start, trebuie neapărat să mai facem o setare și anume fertilizer îi dăm pe off, pentru că celălalt fertilizator al meu a terminat și astfel nu consumă practic ce ai tu în spreader. Și eu vreau să o consume, așa că i-am dat pe off. Bun, îi dăm drive course. Are regulă. Se pare că se descurcă până aici. Doar 10 km pe oră. Deja s-a murdărit Landinio. Sper că nu e în față. Ia și virajul, tati. Așa, mai speria pentru o secundă. Holy shit. Bun, și aici avem și noi măcar viteza ceva. Oare că e în uie, dar nu avem viteza. Vezi, viteza practic ne-o dă atașamentul. Ah, uite, gata, a crescut acum. Probabil era în viraj sau ceva. Și de asta aveam viteză maximă de 10 km pe oră. Ok, bun. Totul arată foarte bine aici, se fertilizează, după aia îl bag și pe 3 urmează, da. 3, 4 și 5. 2-ul nu l-am achiziționat, nu este al meu încă. Bun, vamonos la următoarea. Hai să luăm fertilizatorul de aici, care, apropo, a terminat. Trebuie să-i dăm neapărat un stop driver ăstuia. Să-l ducem în altă parte. Așa, și de asemenea combina, deci pe ăsta trebuie să-l duc în bază. Să-l depozitez, în ăsta nu mai am nimic, asta e gol, ar trebui să fac un refill ca să-l am tot timpul pregătit, dar ăsta din câte știu, trebuie să verific totuși. Are și erbicid, corect? Da, conține și erbicid, așa că aș putea să-l refiluiesc cu erbicid pentru a-l pregăti pentru erbicidare. Culturile, am o singură cultură în momentul de față care crește, dar o să am mai multe în curând. Pe aici, da, spre pod. So, ia, yeah. Mergem să-l băgăm la păstrare până când cresc toate culturile și ăsta este următorul pas. În curând o să trebuiască să ne upgradăm. Upgradăm sau mă rog, să adăugăm la colecție un nou tractor ceva mai puternic, ceva mai baban, pentru că își râdă oarece. În momentul de față nu am decât unul singur Landiniu și vezi, am spreaderul și semănătoarea care necesită mulți cai putere. Cai pe care doar Landiniu îi are. Uite cât a praf a făcut ăsta! Frățiorul meu! Woo! So, mi-ar mai trebui încă un tractor ca să pot să fac două munci deodată, știi? Bun, aici o să dau cu spatele. Și băgăm. Mi se pare că contact cum o luam pe aici. Băgăm ierbicid bag. Bun. Ok. Ește full, mergem să-l parcăm. Paniceți. Și știi acum, fiată, că poți să transport, știi, de la magazin când mai cumpăr lucruri, pac, fiindcă are în spate atașamentul, pac, cuplăm cu fiatul, merge ăsta 120 de km pe oră, e babana rău de tot. Gata, fraților, l-am parcat, se pare că parchează chiar foarte, foarte bine. Da. Rămâne un picuț pe afară din cauza brațelor sau, nu, cred că din cauza mai degrabă a cabinei. Da, nu mă place treaba asta, dar nu avem ce să facem. Ăsta mai are un picuț aici și termină. După aia trebuie să-l pun pe următoarele. Venim cu semănătoarea și o rezolvăm. Dacă aveți vreun pont pentru mine, unde să pun și o baloți ăștia? Am foarte mulți baloți și nu știu unde să-i pun. A, uite, am și niște. Ce avem aici? Nu spune ce am aici. Stai să vedem că cel puțin aici greu. Ok, trebuie să descarc greu ăsta. L-am pus ultima dată la puicuțe, la literally la puicuțe. Dar s-a pus și la cocoși. Se pare că da, s-a pus și la cocoși. Nice. Oare trebuie să le umplu și aici? Pentru că au productivitate de 60. Eggs 0. Really? Cât am lucrat până acum, n-ai avut timp să faci niște ouă. Și avem barley sau soia.
Eu ce am pe aici? Am doar barley. Hai să mai aducem niște barley. Să vedem dacă schimbă cu ceva asta. A, dar stai mă că avem și fiatul care e destul de puternic și ar merge, cred eu, destul de bine cu spreaderul. Fiatul are 150 de cai. Corect? Hai să-ți verific. Eu așa știu. Da, 150 de cai are. Mamă, și ne încadrăm perfect la spreader. Ok, facem upgrade-ul altă dată la tractor. Bine, mă rog, nu upgrade, ci adaos. Fine. Ame, m-am urcat fix pe scară. Așa, tată, cât să bag eu? Să bag o tonă de orz? Mă gândesc, o tonă o fi de ajuns? Hai să vedem. Dacă o fi sau nu de ajuns. Oare fi și fiatul alunecă cum alunecă ăsta cu remorca asta? Barley? Două tone. Mamă, ce repede s-a pus, mă, cava așa. Nu știu, hai să testăm. O să duc fiatul aici. Îl parcăm aici în pantă. Și încercăm fiatul acum. Mă rog, Lamborghini-ul în pantă și încercăm fiatul. Ați ușor, chill. Chill the fuck out. A, și trebuie să aduc și combina, bă. Să o aduc să o bag aici la păstrare. Nu știu sigur dacă mi-ncape combina. Deci o să trebuiască să vedem. Nu mai avem lime. Holy shit, cât a la... Mamă, mi-intră foarte mult lime. Păi, nu prevedeam treaba asta. Păi, cred că fiatul nu va avea de ajuns de multă viteză în... A, bă, nu stai, în partea cealaltă pune. Încât să derapeze, sau... Da, mai e și treaba asta. Da, 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 da. Bun, trebuie neapărat să-i facem refill-ul. Mă ocup de asta într-un momentel. Hai să vedem aici. Opa, nu mai apare? Stai așa. Aha! Bun, și dacă descărcăm acum vreau să văd la animale. Bun, am pus barley 2 tone, mai trebuia un pic, probabil 2 tone jumate erau de ajuns. Și mai avem sugar beet și de la 60 ar trebui să fie urcat la un 80-90 și mai am mai luat niște morcoveluți. Morcovelus? Deci putem pune morcovelus. That is nice. Da, carrot, onion, deci putem pune și așa ceva. Frumos, frumos. Bun, hai să ducem ăsta deoparte. O să las deocamdată aici. Bă, măcar sper eu că le-am sporit un pic productivitatea la găini, pentru că nu mi-au dat nimic până acum, nici nou, nimic, nada. Nada de nada. Bun, o să-i dau ăstea o oprire și o să fac eu porțiunea rămasă. Și înainte de toate o să umplem rezervorul la maxim cu lime. Bă, mi-intră. Bă, mi-intră bine de tot, wow. Mamă, dar ce urât a făcut ăsta pe aici. A făcut foarte urât, nu mă așteptam la asta. Hai, super urât a făcut. Așa, bun. Hai să mai dăm niște bănișori pe lime. Ăla a fost. Sunt curios cât costă manure-ul, pentru că uneori poate preferi să fertilizezi cu manure. Bun. Ia să vedem cum arată aici harta. Și arată harta cu lime. Mamă, mi-au rămas fix astea. Bine, nu prea am ce să le fac. Nu prea vreau să mai vin eu să mai fac, pentru că oricum nu pot să împrăștii doar pe o fâșie mică și trebuie să împrăștii evident pe o fâșie mare. Opa, se pare că și aici derapez un pic. Ia uite, ia, poate drifteala, ia, hați, hați. Poate din cauza asta nu a făcut curs spre eu tot. Foarte posibil, e foarte posibil. Nu știu ce, dar pe harta asta tot driftez de mai a dracu. Deci, pe bune, sunt într-un drift continuu de ceva vreme. De la volan e un picuț mai ușor, dar ești că-s pus un pic cam în stânga. A, vouă nu vi se pare că sunt un pic cam în stânga pus? E așa mi se pare. În fine, mai avem aici o... Nu, nu mai avem, ia să vedem colea. Mai avem în față o porțiune nelăimuită. Uuu, destul de mare asta. Destul, destul de mare. Uite aici. Ia. Yeah. Mamă! Eram atent la... zona prin care dă cu lime și nici n-am observat că pierdeam direcția. Hai să mai dăm o dată. E posibil, e foarte posibil ca din cauza asta să nu fi dat cu lime foarte bine core spray-ul. Megandescus.
Uite, se consumă foarte rapid. Vai de viața mea. Ok, gata, l-am oprit. Ce să mai mă duc pe celălalt teren în momentul de față. Facem treabă și acolo. O ușor, o ușor. Da, și înainte de asta, stai așa. Hai să aducem și combina aici. Asta este El Combinas. Bun, și un avantaj pe care, mă rog, nu combina n-are, ci mai degrabă header-ul îl are. Este asta. Chiar dacă este un header mic, putem face treaba asta. Nice sau ce? Și am mai instalat acum niște headere foarte, foarte mișto, ce o să jucăm cu ele pe viitor. Sunt headere de la John Deere, dar o să ne trebuiască o combină John Deere pentru ele. Și e tot, e frumos. Sunt foarte curios. Oare pot să descarc doar cu combina? Hai să vedem. Avem niște out aici. Aha. Stare curios, pentru că are un braț foarte lung și da, asta uneori e o chestie problematică pe hărțile astea micuțele. Deci stăm acum, vedem, hai să vedem. Dar înainte de asta trebuie să trec. Dacă eu în stânga nu pot, nu pot. Am balustrat acolo. Dar accesul până la fermă nu este unul foarte direct. Trebuie să trec prin mai multe ocolișuri. Da, da. Asta este un rău necesar pentru realism. Pentru realism. Ușor, ușor. M-am tot gândit și avem, deși avem 606.000 de euro, banii ăștia o să dispară când o să cumpăr combina, pentru că în momentul de față o am închiriată. Și cred că ar fi bine să o returnăm acum. Vedem dacă încape în garaj și după o returnez, dar nu și header-ul. De fapt, cred că și header-ul e închiriat. Cred că și pe el. Și după aia, ca să facem bani, cred că trebuie să investesc eu în a cumpăra mult, mult mai multe terenuri. O să las header-ul acolo, încerc să descarc combina. Oh, ok. Se pare că mi-am cam răspuns singur la întrebare. Nu prea încape. Ok. O, da. Încape greu al naibii. Uite, vezi, am niște puncte de coliziune dubioase, ca așa el ar încăpea. Vezi? Well, shit. Păi și ce fac în situația asta? Hai să descărcăm în remorcă, pentru că pur și simplu nu mai am cum să mai descarc în altă parte. Nu ajung cu combina până în partea cealaltă. Așa că voi descărca în remorcă asta. Dar tot vreau să văd dacă pot să parchez combina înăuntru. N-ar fi bai dacă n-aș putea, doar că aș fi preferat ca combina să fie totuși acolo. Când am intrat pe hartă prima dată, acolo era combina și mi-ar fi plăcut să păstrăm tradiția asta. Dar nu știu că încape, are și roțile mai, mult mai mari și sunt în afara combinei, sau e mai mare decât pare, practic, sau ea. Ce mai avem aici? Mamă, 9 tone! Oh my god! Bro, am avut ceva out aici. Am avut ceva. Prețurile nu sunt cine știe ce în momentul de față, sau... Na. Dar... dacă am prinde o ofertă ceva la out, ar fi genial. A fost 1000 și în scădere. Bară și greu sunt deplorabile. Deplorabile. Bun, 500, ok. Și gata, bun. O să încerc cu spatele, să vedem dacă merge. O să închid totuși cumva de sus. Și îi facem un fold. Dar dacă încerc cu spatele, o să-mi rămână țeava afară. Vezi? No can do. Deci nu e o idee foarte bună. Hai să încercăm cu fața. Măi, îmi pare că ar intra. Oh my god! Oh my god! Aia merge! Cred că merge un pic și dacă dăm un drept. Este un pic. Vreau să văd dacă pot să o bag aici. Oh my god, chiar a mers! Bro, really? Ce tare! Bun, atât pentru astăzi. Continuăm data viitoare. Se pare că am reușit să o bag cu totul și ar fi mers și cu spatele, că intră, practic. Na, am testat și acum intră. Și noi ne vedem, evident, în episodul următor. Până atunci, multe salutări! Pa, pa!